Tribunalul Sălaj a respins cererea asociațiilor de proprietari din Zalău, prin care au solicitat suspendarea hotărârii de Consiliul Local din august, care prevede plata anticipată a taxei de reabilitare termică. Reamintim că proprietarii au fost deranjați mai cu seamă de cele 3 rate fixe inițiale de câte 600 de lei. Anterior acestei hotărâri a Consiliului Local fusese stabilită o primă rată de 1500 de lei, sumă pe care proprietarii au considerat-o imposibil de achitat în 30 de zile de la adoptarea hotărârii. Consilierii locali au venit cu soluția achitării a 3 rate de câte 600 de lei, dar asociațiile de proprietari nu au fost de acord nici cu aceasta. În consecință, i-au atacat în instanță hotărârea adoptată de Consiliul Local Zalău, solicitând suspendarea ei. Vineri, judecătorii Tribunalului Sălaj au considerat că cererea de suspendare a actului administrativ este neîntemeiată. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Astfel, proprietarii, ale căror apartamente se află în pline lucrări de reabilitare termică, vor trebui să achite cele 3 rate lunare de câte 600 de lei. Diferența de cost a contribuției proprietarilor o vor achita în rate egale de până la 200 de lei pe perioadă de 2 ani.